Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Gorj trebuia să deconteze rețetele gratuite și compensate la 210 zile de la eliberare. Acest termen a fost depășit, iar farmaciștii se confruntă cu o situație fără precedent. În luna septembrie au primit ultimii bani de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Gorj pentru medicamentele eliberate în luna februarie anului trecut. Nici până în acest moment, rețetele gratuite și compensate eliberate în martie nu au fost plătite, iar termenele au fost depășite cu 3 luni. Rețetele eliberate în luna martie 2010 încă nu au fost decontate de către Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Ar fi trebuit să primim banii în luna noiembrie pe ele, deci practic din luna septembrie, când au fost achitate lunile ianuarie și februarie ale 2010, avem 4 luni de zile de când noi nu am primit niciun leu. În această situație, farmaciștii se gândesc serios să întrerupă eliberarea de medicamente în regim compensat și gratuit. Mai mult decât atât, se tem că distribuitorii nu vor mai aproviziona farmaciile cu medicamente. Distribuitorii, vă înțeleg? Unii da, alții nu. Deci sunt printre ei care ne somează. În primul rând, nu ne mai livrează niciun fel de comandă dacă nu am achitat la termen. Mai eliberați în aceste condiții rețete gratuite și compensate? În general, în Târgu Jiu și în județul Gorj se mai eliberează. Fiecare cu ce are pe stoc, în limita posibilității aprovizionării de la furnizorii la care nu sunt blocați. Conducerea Casei Județene de Asigurări de Sănătate Gorj recunoaște că termenele de decontare au fost depășite, însă, ca de obicei, promite că situația va intra în normal. Probabil că în zilele următoare vom face o bună parte din plățile pentru medicamente gratuite și compensate eliberate prin farmacie. Nu sunt probleme deocamdată la nivelul județului, farmaciile eliberează medicamente gratuite și compensate, bugetul este suficient pentru acoperirea plăților, însă, așa cum spuneam, s-a creat o situație prin aceste plăți restante pe care sperăm să o recuperăm în următoarea săptămână. Până acum, farmaciștii gorjeni nu s-au mai confruntat cu o astfel de situație.